Moti are 38 de ani și este din Nepal. De mai bine de 3 ani muncește într-o fabrică de confecții din Slatina. Mai bine aici decât în Nepal? Și da, bine. Bine? Da. Mai mulți bani? Da, bun, mult. Mai mult? Da, mult. Pe cine ai? Ce familie ai în Nepal? Pe cine ai lăsat acasă? Acasă mea? Familie toți. Părinții? Da, părinții. Soția? Soția și mama, soția și fata, băiat. Ai doi copii? Da, doi copii. Moti nu este un caz singular. În ultimul an, firmele din Olt au solicitat adeverințe pentru permise de muncă pentru mai mult de 100 de străini din țări care nu sunt membre UE. Cele mai multe permise au fost eliberate pentru societăți din industria ușoară. De unde provin acești străini? Aș putea să vă spun că din Turcia, Filipine, Nepal, din Rusia. Câți străini aveți în momentul de față? 25. Ați avut mai mulți? Da, am avut mai mulți și au terminat contractul de muncă și apoi au plecat. De unde sunt? Din Nepal. De la începutul anului, alți aproape 200 de străini din țări ale Uniunii Europene au solicitat vize de ședere pe raza județului Olt. Majoritatea provin din Italia, după care, ca țară de proveniență, urmează Spania cu 16, Italia cu 130, Spania cu 16, Anglia cu 12, Germania cu 12, Franța cu 10, Grecia 7, Austria 6 și câte 1-2 din celelalte state UE. Mare parte din cetățenii străini care provin din țări ale Uniunii Europene desfășoară activități independente sau dețin societăți comerciale.